Elevii și profesorii din Petroșani vor avea transportul subvenționat. În această categorie intră profesorii care vin din alte orașe să predea în școlile din Petroșani. Pentru ei, edilii au adoptat o hotărâre de consiliu și au alocat fondurile necesare. Consiliul Local al Municipiului Petroșani a hotărât, la propunerea primarului Municipiului Petroșani, să aloce o sumă de 9.300 de lei pentru subvenționarea transportului a 64 de profesori care fac naveta spre Municipiul Petroșani din localitățile Văijiului. Nici elevii nu au fost uitați. Pentru ei există câteva microbuze școlare și ei vor ajunge la școli cu aceste mijloace de transport. Ce privește pe elevii din zonele limitrofe ale municipiului Petroșani, primăria municipiului Petroșani va subvenționa și în anul școlar 2012-2013 acest transport către unitățile de învățământ cele mai apropiate.